curge ceva din toarică. Aici e o altă lume. Cum e zona asta? Este sigură pentru turiști? Iordanienii sunt recunoscuți. Welcome to Jordan. Thank you. Welcome, welcome. I like Romania. De unde știți românește? Porecla era în Timișoara Jonii. Suflul tău românesc. Dacă voi înțelegeți nota de plată. Bună dimineața, București! Bună dimineața, România! Este ora 6:30, iar noi la 7 plecăm spre aeroport către următoarea destinație, Iordania. Bună dimineața și de la mine, pregătiți de o nouă aventură. Pornim cu entuziasm. Chiar m-am trezit astăzi cu o energie foarte, foarte bună. Bună dimineața, bine v-am regăsit! Am ajuns la aeroport în grafic, am plătit 39 de lei pentru o cursă de vreo 30 de minute, cam așa. Și apropo, noi am folosit în România mai mult Bolt decât Uber pentru că e mai ieftin, mai accesibil. Da, nu, la Uber aștept foarte mult să vină mașinile, iar la Bolt au o regulă, să vină cât mai repede. Da, 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 nu e nicio reclamă, apropo. Hai să mergem! Și gata, am trecut de toate controalele din aeroportul Otopeni. Vă mai spunem încă o dată, aici trebuie să scoți tot ce ai electronic. Nu contează că e cea mai mică cameră, un GoPro, trebuie să scoți și pe acela. Și e singurul aeroport din lume care are această procedură. Exact, dar vreau să vă mai spun ceva. Angajații sunt foarte nepoliticoși. Îmi pare rău să o spun. De parcă îi obligă cineva să muncească. Asta e atitudinea lor. Da, de fiecare dată când venim, țipă, dar n-auzit, dar veniți mai încoace, am mai zis o dată. Da, haideți. Așa, toți sunt foarte plictisiți. Au un ton verbal destul de deranjant, în sensul că țipă la tine ca și cum, domnule, tu n-auzi că ți-am zis o dată să vii încoace, mișcă-te mai repede. Nu-mi place atitudinea asta și știți că noi nu vorbim despre lucrurile astea decât foarte rar, atunci când ne deranjează cu adevărat, pentru că am tolerat de-a lungul timpului atitudinea asta. Am mers la Turkish să printăm un document pe care ni-l cer cei din Iordania și ne-a spus că n-are cum să ne ajute, că nu poate deschide link-ul, că nu se poate. În cele din urmă s-a putut, dar atâtea... A fost foarte simplu de altfel, dar atâtea plângeri, atâtea scuze, pe un ton, ca și cum l-am deranjat atât de tare. Și am mai observat un fenomen în aeroport, când se strănută, se dă masca jos. Și apoi se pune la loc. Așadar, ne pare rău pentru acest intro puțin atipic, dar da, suntem puțin deranjați și mi se întâmplă foarte, foarte rar lucrul acesta. Zborul nostru către Istanbul are o întârziere, încă nu au precizat exact cât vom sta aici. Dacă va fi anulat zborul, ne-au spus că poate dura între 5 minute și 5 ore pentru că are o defecțiune tehnică. Așadar, țineți-ne cum. Ideea este că noi aveam o escală destul de mare în Istanbul, de vreo 9 ore. Nu ne grăbim, tocmai am filmat, o să punem acum imaginea pe ecran, curge ceva din toarică, nu știm, combustibil sau ulei. Am mai pățit asta în Filipine o singură dată, am rămas blocați pe aeroport vreo 24 de ore, tot așa din cauza unei defecțiuni tehnice, dar în cele din urmă s-a rezolvat, adică totul se rezolvă. Sunt convinsă că cei de la Turkish vor acționa ca atare. Și gata, după o oră de așteptare, ne îmbarcăm către Istanbul. Am urcat în avion și stăm fix pe partea cu aripa defecte. Uitați-vă și voi cum e combustibilul curs sub aripă. Pompierii încă stau aici să ne păzească. Și gata, după un zbor de oră am ajuns în Istanbul. Dacă tot ne plimbăm de minute bune prin acest aeroport, vă spun că e unul dintre cele mai frumoase, e un adevărat mall. Uitați-vă și voi, magazine, avem și un bazar turcesc aici în partea stângă, da, e foarte, foarte mare. Chiar ne întrebam noi ce facem 8 ore, că nu mai avem 9 ore, cât avem escală, ce facem? E bine, uite-te și tu, câte atracții și distracții avem aici. Unde cheltui banii. Da, exact.
gata, am trecut de toate controlele, putem merge în Iordania fără niciun fel de problemă. Să vă spunem acum de ce am avut nevoie. În primul rând, de test PCR negativ. Indiferent dacă ești vaccinat sau nu, tot trebuie să faci acest test cu 72 de ore înainte, bineînțeles, și să fie limba engleză. Noi am plătit 175 de lei în România pentru un test, adică vreo 350 de lei în total, un preț decent. Apoi a trebuit să ne înscriem pe o platformă a lor. Avem nevoie de o preaprobare, să spunem așa, de un QR cod. Îți generează el automat după ce completezi un formular. Răspunsul a venit destul de repede, cred că a durat câteva secunde, din momentul în care ai aplicat și până ai primit răspunsul că, mă rog, ai fost aprobat pentru a intra în Iordania. Acum mi-am amintit că mai e un formular de completat, dar cred că se poate completa în avion pentru a ne oferi viza și atât. Deocamdată nimic altceva, nimic special. Persoanele nevaccinate vor fi testate încă o dată pe aeroport și vor plăti contravaloarea testului. Și gata, așteptarea a luat sfârșit. Nu știu, am fost stresată cu privire la zborul ăsta, am avut impresia că o să-l pierdem de foarte multe ori. Da, foarte obositor. Gândiți-vă că la ora 10, mă rog, 11 am zburat din România, ne-am trezit la 6, este ora 9 seara și noi încă nu ne-am îmbarcat. Ajungem la ora 11, deci teoretic sunt foarte multe ore de la ora 6 dimineața până acum. Și gata, oficial am intrat în Iordania. Cred că am trecut de vreo 4 filtre. Inițial ne-au verificat QR codul, apoi pașapoartele de 3 ori și a trebuit să plătim viza. Ideea este că noi nu am citit cu atenție pe maie și chiar, da, scria acest lucru. Faptul că fiecare turist trebuie să plătească 40 de dirhami la intrare, adică 240 de lei de persoană, în total 500 de lei. Ne luăm bagajul acum și apoi mergem la hotel. Am întrebat la hotel de unde luăm taxi, că ne simțeam așa puțin debusolați și ne-a recomandat un ghișeu de unde îți comandă un angajat un taxi și el este domnul. Bine, nu are niciun echipament, dar e de încredere. Vedeți, Airport Taxi, dacă veniți în Iordania, sfatul nostru este să apelați la ei mai bine. E răcoare, sunt 15 grade. Stați așa că domnul e taximetristul nostru. Aveam cu totul și cu totul altă impresie despre țara asta, nu știu de ce, dar până acum e ok, e bine. Vremea, cred că e singurul aspect care mă dezamăgește. Așadar, ne vedem de la hotel. Așa, și vă mai spun un lucru, în aeroport, dar și în taxiuri peste tot miroase a fum de țigară. Semn că se fumează foarte mult aici, inclusiv în mașina asta, e un miros destul de pronunțat. Și acesta este apartamentul pe care l-am închiriat noi, nu e o cameră, dar pe Booking arăta foarte bine. Aceasta e baia. E un miros dubios în acest apartament, nu-mi dau seama. E o combinație între var și niște condimente, eu știu, ceva de genul. Oricum, lenjeriile sunt curate, arată decent, să spunem așa, sunt cam scumpe hotelurile în Iordania. Gândiți-vă că noi plătim aici vreo 65 de dolari pe noapte. Bună dimineața din Iordania! Cu aceste imagini începem ziua, un mic dejun pe cinste, marca Aman. Aici avem fasole, cred, sau vinete, nu cred. Acestea sunt chiftele din Năut, ouă fierte, lipii, fasole. Aici este tot Năut cu ulei de măsline, legume și acolo cred că este iaurt cu ulei de măsline sau cu miere. Cu ulei de măsline. Și aceasta este cafea turcească cu cardamon, foarte bună. E bine, avem și unt, gem. Bogății. Brânză topită. Da. Brânză topită, da, excelent, arată foarte, foarte bine, ne așteptăm să degustăm. Ascultați chemarea la rugăciune, e unul dintre sunetele mele preferate în țările arabe. Bine, se aud și păsările aici. Aceasta este terasa hotelului nostru, este populată de pisicuțe, foarte drăguțe, de-al miau. Da, noi acum chemăm un Uber pentru că vrem să mergem să ne închiriem mașină începând de mâine, că de mâine începem să explorăm țara. Astăzi ne plimbăm așa puțin prin Aman, dar vreau să spun ceva și anume că e foarte ok hotelul în care stăm noi. Micul dejun, ați văzut, este demențial. Este fix ce trebuie pentru a începe ziua și da, cam așa arată hotelurile în Iordania, pentru că am mai citit ulterior păreri. Astea sunt condițiile. La ei curățenia are alte standarde, dar este o cameră curată, îngrijită și da,
vă recomandăm în cazul în care ajungeți aici. Cred că se numește Celino Hotel, dacă nu mă înșel. Foarte interesant e faptul că managerul hotelului este căsătorit cu o româncă care locuiește aici de peste 19 ani, e din Botoșani și mi s-a părut uimitor de-a dreptul. Ideea este că am descoperit acum că avem Uber și e mai ieftin decât taxiul și încă ceva, un sfat. Dacă veniți în Iordania, în momentul în care vă achiziționați viza, optați pentru Jordan Pass. Plătiți 70 de dinari, cred că sunt undeva la vreo 100 de euro, dacă nu mă înșel, dar aveți incluse intrările la toate obiectivele turistice, la cele mai importante, bineînțeles, pe care le vizitați în Iordania. Noi n-am știut, am citit după aceea despre acest pas și include și viza, bineînțeles. Așadar, da, probabil că o să plătim un pic mai mult, cumpărând câte un bilet pentru fiecare obiectiv turistic, dar țineți voi cont de asta. Foarte frumoase clădirile. Vedeți că este cald, cred că sunt undeva la 25 de grade, palmieri, verdeață, liniște și a dispărut Ion. Am ajuns la destinație în centrul vechi și aici e o altă lume. Noi stăm în centrul nou al orașului, acum mi-am dat seama. Cred că aici este bazarul. A, ce dor mi-a fost de așa ceva. Am impresia că nu e pandemie aici, sper să mă auziți pentru că e gălăgia destul de mare. Și am întrebat șoferul de Uber cum e zona asta, este sigură pentru turiști? Și ne-a spus da, tot teritoriul Iordaniei este sigur pentru turiști, să nu ne facem nicio grijă. Bine, având în vedere vecinii țării, văd că l-am pierdut pe Ion. Dacă vă uitați pe hartă unde este situată Iordania, se învecinează cu Siria, Irak, Arabia Saudită și Israelul, ați putea crede că e o țară nesigură. Dar nu este foarte sigură pentru turiști, cel puțin așa am citit și așa ne-au asigurat toți cei cu care am interacționat până acum. Sperăm să fie așa și îmi place foarte mult salutul lor, salam alecu. Dar se uită foarte curioși oamenii că nu înțeleg ce facem cu camere. Îmi place vibe-ul de aici, foarte frumos e. Și încă un aspect important pe care l-am observat venind încoace e foarte multă poliție. Chiar am citit că au poliție turistică. Deci, da, nu trebuie să ne facem griji nici voi dacă veniți în Iordania în vacanță. Orașul Aman este denumit și orașul alb și asta datorită culorii clădirilor, a materialelor folosite în construcție. Este construit pe 7 coline. Avem și noi în România un oraș al celor 7 coline, este Iașul. Iordanienii sunt recunoscuți pentru ospitalitate și într-adevăr sunt extrem de drăguți peste tot, la hoteluri, șoferii de taxi. Sunt de o amabilitate nemaipomenită la restaurant, o să vedeți și voi în vlogurile pe care le vom filma. Și exact ce vă spuneam, foarte multă poliție, auziți sunetul sirenelor peste tot și multă lume pe străzi. Ne opresc oamenii pe stradă și ne spun Welcome to Jordan. Sunt foarte, foarte drăguți. Am înțeles că îți poți construi propriul parfum aici. Sunt anumite magazine destinate în care poți face lucrul acesta. Denumirea completă a acestei țări este Regatul Hașemit al Iordaniei. Pentru că da, este un regat. Moneda națională este dinarul și are o valoare foarte mare. Cât e un dinar? Ia să vedem. $1.40. $1.40, adică 6 lei, are o putere foarte mare. În Iordania locuiesc aproximativ 10 milioane de locuitori, dintre care 8 milioane reprezintă populația originară iordanieni, iar 2 milioane sunt refugiați din Siria, Irak și Palestina. Spre deosebire de alte țări arabe, să știți că Iordania nu are propriile sale resurse de petrol. Turismul este o ramură importantă a economiei și, apropo, un litru de benzină aici costă aproximativ 6 lei, adică e similar cu România, să spunem așa. 6,50 în România. Da. Aman este capitala regatului, este cel mai populat oraș al Iordaniei. Aici trăiesc, am înțeles, între 5 și 6 milioane de locuitori și este cel mai important centru economic, politic și cultural al țării.
Haideți să vedem cum se prepară cafeaua. Era dor de locurile acestea locale, autentice, 100%, fără restaurante fancy, să spunem așa. A, deci o prepară la ibric, e cafea la ibric. Iar în partea cealaltă ni se prepară sucul din rodie, portocală și ghimbir. Your country? România. Haideți că acum m-am uitat cât costă un suc 2 dinari, adică 12 lei și noi am luat 2 sucuri și o cafea. Am zis 2 dinari, 2 lei, nu știu ce a fost în capul meu, dar hai să vedem că l-a lăudat domnul. Da, suntem turiști, acum ce să facem? Foarte bun! Și aceasta este celebra cafea cu cardamon frige. Hai să vedem ce gust are. Vă spuneam că Iordania este o țară scumpă, ei vine pe 2 sucuri și o cafea. Am plătit 30 de lei. Foarte mult! Suntem în centrul vechi. Bine, cred că e un preț turistic, nu se adresează neapărat localnicilor, dar chiar și așa mi se pare mult. Și noi când spunem că plătim mult, ne raportăm strict la țara în care ne aflăm. Gata cafeaua, gata sucul, mergem mai departe să explorăm această zonă minunată. Chiar admiram stilul lor de viață. Intens de altfel. Fel și fel de mirodenii, uitați-vă și voi. Extrem de plăcut mirosul acesta. De ghimbir, tot felul de da, arome. Da, e o combinație, ghimbir, iasomie, cred că sunt frunze de datin. Da. Senzațional miroase și am observat ceva, că aici peste tot se servește ulei de măslină la orice fel de mâncare. Bine, o să încercăm și noi. Cel puțin la micul dejun la noi ai văzut toate felurile de mâncare vin scrotite cu ulei de măsline. Se claxonează mult! E nebunie! Deci cum s-a făcut verde la semafor, cum se claxonează pe stradă? Foarte prietenoși nebunie oamenii, ce deci îmi plac la nebunie. Te uit așa la tine, zâmbesc, zic welcome to Jordan. Și sunt recunoscut și asta nu spunem doar noi, având o zi de când ne aflăm aici, ci statisticile o arată. Ion, îți luăm niște papuci. Sandale. Sandale arabești, că toată lumea are șlap din aceștia. Hai să vedem cât costă măcar o perche. Ia. Ah, this is 10. 10 GD. Where are you from? Romania. Romania, welcome to Jordan. Thank you so much. Te simți bine ca turist, știi? Ești tratat cu respect și asta e mare, mare lucru. Magazine de toate felurile, de la îmbrăcăminte, la încălțăminte, condimente. Uite aici, hai să intrăm puțin, că arată foarte fain. Sunt fascinată de lumea arabă. Oh, ce interesant. Nu știu ce e chestia asta. Săpun? Știți cum făceau bunicile noastre la țară săpunul din sodă caustică? Da, vai cum miroase, cum miroase. Deci pot să iau mirosul ăsta cu mine acasă? Astea cred că sunt migdale uscate, deshidratate. Limba oficială aici este araba, v-ați dat seama, peste tot scrie în arabă. Bine, majoritatea locuitorilor vorbesc și engleza destul de bine. Și uite-te puțin ce culori, Doamne! Se face dor de Maroc, nu? Da, mi se face dor de Maroc și poate mergem. Voi ce părere aveți? V-ar plăcea să vedeți Marocul prin ochii noștri într-o viitoare expediție Haifuin 2? Noi am mai fost în Maroc și e una dintre țările noastre preferate, dar vrem să știm și părerea voastră. Lăsați-ne în comentarii. După Iordania o să luăm o scurtă pauză așa de Europa, apoi vă întrebăm, vreți să mergem în Maroc? Da sau nu? Lăsați-ne în comentarii. Magic? Spice for vegetables. Yeah. Paprika? For sandwich. Sandwich. This one for meat. Rice, okay. This cumin powder. Curcuma. Curcuma. This okay. One makes a spice for chicken. Chicken. And this? Pozis. 3 dinari costă 100 de grame, adică vreo 18 lei, că un dinar e 6 lei. Ce frumos arată. Da, îmi place. Hai să ne continuăm incursiunea prin acest bazar. O să vizităm multe. Astăzi o să iasă un vlog lung, dar nu-i nimic. Avem ce arăta de aici din Aman. Thank you. Bye. Where are you? Romania. Thank you. Așa, exact ce vă spuneam de măsline, sunt peste tot, dar am găsit inclusiv castraveți murați. Murături aici, conopidă, cum o vând așa pe marginea drumului. Bine, e ok, vă dați seama că iau stomacul format. Hai! Ce, Ion? Ion are o sensibilitate la mirosuri și aici este puțin dat peste cap. Welcome to Jordan! Thank you! Se vând și cocoș, pui, hai! Rațe! Nu e un loc turistic, cel în care ne aflăm acum. Am călcat în Găinața, apropo. Deci aici găsim așa pui, rațe, curcani, iepurași, de toate, cocoși,
Ce porumbei au în spate, vezi? Porcușor de Guinea, uitați-vă un pic. Mă simt ca bine, acum suntem în Asia, mă simt ca într-o piață din Vietnam, din Sri Lanka. Adevărul că mi-a fost dor de genul acesta de experiențe. Și uite, e bine că le mai alternăm și din luxul Dubaiului am venit aici, unde îmi place foarte mult. Uite ce fain arată piața asta. 100% locală. Welcome, welcome. I like Romania. Yeah. احنا بنحب رومانيا. Welcome. Thank you. Welcome to Jordan. Thank you. Foarte drăguț oamenii, hai, thank you. Deci toată lumea ne întâmpină, welcome, welcome, welcome. Incredibil. Da, aici se vând foarte multe, hai, foarte multe legume și fructe. Foarte frumos sunetul din această piață. Comercianții chiar au început să cânte mai devreme, dacă i-ați auzit. Eram puțin mai la depărtare. Fiecare își vinde marfa și poate mai bine, cum fie mai bine. Am găsit și vită, așa se vinde în această piață. Hai! Oh, și aici, ia uitați, e o măcelărie. Da, oamenii stau la coadă. Hai! Nebunie, auziți și voi? Dar e o nebunie frumoasă din punctul meu de vedere. Thank you, thank you. Aha. Nu știu ce zic, dar cred că de bine, sper. Am rezistat, cred că 10 minute în această piață. Și asta din cauza faptului că toată lumea țipă, te cheamă să le cumperi marfa. Foarte interesantă lumea lor, cântă. Și să vedeți ce mică e lumea, am fost opriți și întrebați, sunteți români? Ce faci? Vină încoace. Păi da. De unde știți românește? Cum? Cum e posibil? Suntem un aman într-o piață. Chiar așa? V-ați căsătorit cu o româncă, nu? Una mai multe. Da. Mai multe? Dar una legal, nu? Nu intrăm în detalii, nu știm. De cât timp v-ați căsătorit cu o româncă? În 1984. 1984, ok. Dar vorbiți foarte bine românește. Tinereța mea toată era acolo. Ați locuit în România? Dar cum să nu? Și nu-mi pare rău. Câți ani? 25 de ani. 25 de ani? Unde? În ce oraș? Cea mai frumoasă bucată de România. Timișoara. Timișoara. Oh, minunat! Care erau șansele? Acum chiar mi se pare incredibil. Dar pe bune, Timișoara e top. Da? Așa sunt eu. V-a rămas sufletul acolo? Și acolo mor. Incredibil. Și acum v-ați mutat înapoi în Iordania? Da, sau dar nu definitiv. Așa și așa, dar bătrâneța mea va fi acolo. La malul Begheul. Cât de des mergeți în România acum? Poftim? Cât de des mergeți în România acum? Anual. Fiica mea acum 2 săptămâni a fost acolo. A făcut un curs la Brașov despre drepturile omului și multe chestii, da. A reprezentat Iordania. Oh, bravo, da, da, da. Bravo, excelent. Sunt mândru că e jumate român, că jumate e iordanian. Da. Mentalitatea este românească. Da. Și asta e bine. Ok. Ce iubiți cel mai mult în România sau ce vă place? Sufletul românesc. Okay. Oameni simpli, primitor, dacă ei m-au crescut 25 de ani, okay. M-au crescut mai mult ca părinții mei. Dar cum ați ajuns în România? Că asta mi se pare interesant. Păi am avut facultate acolo. Ah, okay,
ați studiat în România, dar știu că foarte mulți iordanieni au studiat. Bine, dar vremurile noastre erau altfel atunci, pe vremea lui Ceaușescu. O bucat am în două chestii, înainte și după. După e libertate, înainte siguranță. Mâncarea preferată din România? Sarmalele. Sarmalele. Și gătiți aici românește sau... Românește, în cazul nu mai românește. Că ei nu mănâncă în care la piață. Da, ne bucurăm tare mult să vă cunoaștem. Cum vă numiți, că nu v-am întrebat? Românește sau arabește? Și. Porecla era în Timișoara Johnny. Johnny. Aici Mohamed. Ne bucurăm mult că v-am cunoscut și mulțumim că ne-ați oprit și în piață. Și noi avem un restaurant sus, e aproape de downtown. Okay. Vine și stați cu copiii mei, dacă vreți. Da, venim. Incredibil, care erau șansele, nu-mi vine să cred. Un iordanian care a studiat în România și care vorbește perfect românește, soție româncă, copii jumătate iordanieni, jumătate românie, gălăgie mare aici. Da, o să-i vedeți într-un vlog separat pentru că deja, hai! Deja am stabilit cu ei să filmăm un interviu, au un restaurant undeva în această zonă cu harta României pe pereți, foarte interesant, și o să-i cunoașteți pe toți într-un video. O să părăsim această piață, mergem către următoarele două destinații ale zilei, de unde o să încheiem și vlogul, o să privim apusul și o să vă povestim câteva aspecte istorice legate de această țară fascinantă de-a dreptul. Kiram. اللي لقى ولد اسمه بهاء عمره 5 سنوات يجيبه على ساحة المسجد اللي بلاقي ولد ضايع اسمه براء. Deși Iordania este o țară predominant musulmană, cu 92% din populația adeptă a islamului, numele țării este de sorginte biblică, provine de la numele râului Iordan. Orașul Aman are o vechime de peste 3200 de ani și de-a lungul timpului a avut mai multe denumiri. Rabat Amon, Philadelphia, așa cum l-a denumit cucerirea macedoneană, urmând ca turcii, în urmă cu 400 de ani, să-i schimbe denumirea în cea pe care o cunoaștem și noi astăzi, Aman. Ce înseamnă, de fapt, Aman? Liniște și pace. Și da, liniște este și nu prea, pentru că e destul de multă gălăgie. Este un oraș destul de zgomotos, cel puțin zona aceasta veche, pentru că e multă lume, îmi place foarte mult atmosfera. Chiar dacă e încărcată, are farmecul ei și are locul ei, exact cum îi place lui Ion să spună, el n-ar schimba nimic în nicio țară în care mergem noi, pentru că fiecare are farmecul ei, are particularitățile ei. Am oprit să ne luăm un suc din trestie de zahăr, cât să ne energizăm puțin, că trebuie să recunosc că în momentul ăsta, după vizita în piață, nu mai am energie deloc, prea mult stimul. Pe un suc din trestie de zahăr și apa am plătit 10 lei. It's good? How much is one? Half dirham. Half dirham? Ok, hai să luăm una. Am găsit aceste turte tradiționale, costă 3 lei. One, please. Bani. Dă bani. Ion, dă bani. Acolo în spate este cuptorul pe care sunt făcute aceste turte. Vedeți că asta este a noastră, cea pe care domnul o taie cu securea. Thank you. And one of this. One. Miroase demențial, miroase a pâine coaptă cu aceste condimente deasupra. Din păcate, domnul nu vorbește engleză și n-a știut să ne spună exact. Hai să vedem că nu pot să le țin pe toate. E fain că ne-au încălzit-o, știi, nu ne-a dat-o de aici, de pe tarabă. Foarte bună e. Are, era să zic, scorțișoară, susan și multe alte ierburi pe care nu pot să le identific, dar e nemaipomenită combinația. Un fel de focaccia italienească. Foarte bună, foarte, foarte bună. Vă recomandăm, dacă veniți în Iordania, încercați așa ceva. Am văzut și în Turcia aveau, dacă ți amintești un pe aeroport. Tocmai am stat de vorbă cu un profesor universitar ce predă caligrafia aici în Aman. A locuit în Atlanta, în Georgia, foarte mulți ani și s-a întors aici pentru că sufletul lui e acasă. Ne spunea că această piață este denumită și piața zahărului, pentru că așa a început ea, de fapt, comercializându-se zahărul aici. Este cunoscută drept piața zahărului sau piața dulce, da. Foarte drăguț omul, ne-a spus că iordanienii sunt niște oameni extraordinari, foarte educați. Thank you.
foarte educați, au peste 50 de universități, toate foarte bine cotate, cred că cele mai bine cotate din Orientul Mijlociu. Și dacă am reținut eu bine, această lipie, să o numim așa, se numește zatar și este din ulei de măsline și condimente. Cum a fost? Foarte bună, nu? Mm-hmm. Și deși țara aceasta nu este bogată în resurse, ea are o bogăție nemaipomenită în ceea ce privește istoria. Teritoriul Iordaniei se pare că a fost menționat pentru prima oară în anul 2000 înainte de Hristos, când semiții amoriți s-au stabilit pe malul estic al râului Iordan. Printre invadatorii și coloniștii care au trecut prin Iordania de-a lungul timpului, amintim pe egipteni, israeliți, perși, greci, romani, bineînțeles, arabii musulmani, creștinii, otomanii, dar și britanicii. Și influențele tuturor acestor popoare se pot observa cu ochiul liber în această țară. Foarte mulți copii în piața aceasta și foarte îndrăzneți. YouTube! Amfiteatrul roman este unul dintre cele mai importante obiective turistice din Aman. A fost restaurat în anii 1900 și are o capacitate de peste 6.000 de locuri. Aici la intrare am fost acostați de către ghizii turistici care, mă rog, contra unui preț ne oferă mai multe informații, dar noi o să ne plimbăm de capul nostru pentru că ne face nouă plăcere să descoperim acest loc. Wow! Chiar este impresionant! Rândurile acestea din față erau destinate oamenilor importanți din comunitate, conducătorilor, iar cele de sus, oamenilor de rând, oamenilor obișnuiți. Înțeleg că acest amfiteatru este folosit și în ziua de astăzi pentru concerte, pentru tot felul de evenimente ce au loc în aer liber, dar este impresionant, într-adevăr, foarte frumos. Dai seama de atunci, de aceea. Da. Bine, l-au restaurat, dar chiar și așa, uite, vezi că s-a păstrat destul de bine. Urcăm și noi pe aici? Nu, eu nu urc, o să te aștept aici. Acolo trebuie să ajungem noi. Succes, Ion! Am urcat, cred că, până la jumătate. Și mai avem. Mama mia! E destul de complicat. Mai avem puțin. Gata, am cucerit amfiteatrul. Priveliștea de sus este senzațională și vă invit pe voi să o admirați împreună cu mine. Și se aude această chemare la rugăciune pe fundal. E ceva inedit cu totul și cu totul inedit. V-am spus că oamenii sunt foarte, foarte drăguți. Uitați aici o familie. Au venit aici să-i filmezi. Ne-a făcut semn. Hi from Romania. Romania. Gata, din păcate trebuie să coborâm. Pentru că mă așteaptă Andrei jos, nu o să o las pe ea să stea foarte mult fără mine. Mai ales în aceste zone și scările sunt destul de abrupte. Uitați-vă și voi. Trebuie să fiți foarte, foarte atenți. Să nu alunecați, pentru că pericul este uriaș. Mama mia, dar foarte, foarte ingenioși romanii. Ca de obicei. Haideți că nu ne-ați văzut la față astăzi, dar ne-am tras sufletul aici puțin, pentru că orașul acesta este destul de solicitant. Chiar acum vorbeam asta cu Andreea și se activează toate simțurile, ați văzut și voi, mai ales în acele piețe. Oricum, totul e senzațional și ne-a simțit în siguranță de plină până acum. O să vă țină la curent dacă o să avem alte păreri. Da, viitoarele vloguri, cine știe, dar din câte am înțeles de la cei care ne-au scris și pe care i-am întâlnit și au vizitat Iordania, Amanul nu prea e impresionat, adică restul țării este mult mai frumoasă, mult mai spectaculoasă, oamenii sunt mai calzi. Chiar și aici, la amfiteatru, foarte mulți oameni ne-au oprit și ne-au spus Welcome to Jordan. Da, ne-au întrebat dacă... și voi, oricum, pe fundal, prin acele piețe, senzațional. Da. Ne-au întrebat dacă mergem la Petra, ce vizităm, toată lumea are așa o curiozitate față de noi.
sunt turiști, într-adevăr, nu suntem noi singuri să zicem că ieșim în evidență, dar nu sunt atât de mulți, într-adevăr, dar amfiteatrul acesta este impresionant de-a dreptul, chiar e o emoție pentru mine, care am fost pasionată de tot ce înseamnă istorie. Da, chiar bine mai pomenit, am în fața ochilor așa o minune arhitecturală, da, minunat, a lumii, da, într-adevăr, foarte frumos și mă bucur că am ajuns aici, uite, că nu știam foarte multe despre Iordania și încă nu știm foarte multe, le descoperim pe parcurs, dar este o țară fascinantă. Și oricum, urmează să mai mergem într-un loc de unde o să vedem Apusul și Amanul în toată splendoarea lui, nu? Da, mergem acum pe un deal, se numește Citadela, mai stăm puțin aici pentru că încă nu ne-am revenit 100%, dar da, ne vedem de la Apus. Interesant e faptul că aici cântă cineva la un instrument muzical tradițional, nu-mi dau seama ce e, fluier sau unde, că eu nu-l văd. Du-te până acolo. Unde? Da, e o atmosferă nemaipomenită aici și știu că iarăși vorbesc în superlative și iarăși o să mă criticați, dar repetăm, asta este emoția mea și da, pe mine mă impresionează, eu sunt un om care se bucură de călătoria asta. Hai! Dar da, de la mine o să auziți superlative atunci când îmi place un loc, o să auziți critici atunci când îmi displace un loc, pentru că asta înseamnă să călătoresc și eu mă bucur de lucruri mărunte, chiar dacă poate părea absurd pentru unii. I'm John. I am Valentina. Valentina. Foarte drăguți cuștii vor să ne dea subscribe pe YouTube. Și părinților, hai! Așa că începusem să spun ceva, și anume că sunt foarte criticată atunci când folosesc superlative, atunci când mă bucur de o experiență, de un loc. Extraordinar, senzațional. Exact ce chiar simt, așa e. Asta verbalizez, asta simt, asta spun. Și vlogul acesta este despre experiențele noastre. Și da, pe mine mă emoționează lucrurile banale. Poate pentru unii sunt banale, pentru alții sunt extraordinare, dar nu fac asta pentru vlog, nu fac nu asta... Nu trebuie să te scuzi, acum nu știu, tu crezi că cei care te critică să înțeleagă, chiar nu, n-o să înțeleagă. Ignoră-i și mergi mai departe, pentru că e despre noi și despre voi, cei care vă uitați la noi și ne înțelegeți și înțelegeți ceea ce facem de fapt aici. Și vă mulțumim pentru asta și cred că da, asta este cel mai frumos mesaj, mulțumim. Suntem o echipă, ne echilibrăm, suntem Ying și Yang, suntem pe atât de diferiți, dar împreună suntem un întreg și despre asta suntem și nu avem voie să ne pupăm că suntem într-o țară musulmană. Putem spune mult. În incinta acestui amfiteatru roman se află The Folklore Museum, Muzeul Folclorului. Haideți să tragem puțin cu ochiul, eu am fost înainte și m-am uitat. Sunt expuse obiecte tradiționale. Aici suntem introduși în lumea cafelei. Începem cu această brâșniță, să-i spunem. În această unealtă era răcită cafeaua după ce era prăjită și apoi, bineînțeles, era servită sau realizată la ibric. Cam acestea sunt o parte dintre instrumente. Am observat tot felul de manechine îmbrăcate în haine tradiționale. Vedeți aici un iordanian ne servește cafeaua. Tot felul de tradiții. Foarte frumos. Într-adevăr, portul lor este diferit de cel al Emiratelor Arabe Unite, să spunem. Aici sunt niște macete, niște săbi, niște arme tradiționale, că vedeți scrie aici. Puști și tot felul de obiecte de luptă. Mobilierul lor, vedeți, este sculptat, pictat în lemn. Aici este reprodusă o seară tradițională în familie, să spunem, unde doamnele stau și servesc un ceai, povestesc, iar domnii joacă table și, bineînțeles, fumează șișa. Apropo, în Iordania se fumează foarte mult, peste tot miroase a fum de țigară, vă spuneam că inclusiv în hotel se fumează în camere, pe hol, în spații închise. Asta e regula lor. Aici e o bucătărie tradițională. Vedeți că se frământă aici, cred că acele turte pe care le-am văzut. Aici e o moară, dacă nu mă înșel. Și dacă vă amintiți, Moș Costan avea o moară veche de aproximativ 500 de ani. Foarte frumoase obiectele acestea, sunt cusute manual și, apropo, seamănă cu iile noastre românești, prosoapele. Și da, am găsit un război de țesut. Priviți, acest domn realizează o pătură sau, mă rog, vedeți că e folosită și drept perdea.
Deci da, avem foarte multe în comun cu iordanienii și uite că nu știam acest aspect. Covoare, scoarțe, foarte, foarte interesant. Așadar, da, așa, pe repede, înainte o scurtă vizită la acest muzeu, e micuț. Nu e foarte mare, dar sunt mulți oameni și intră în prețul biletului pe care l-am plătit. Aici sunt câteva obiecte muzicale. Aceasta este un fel de mandolină. Ce mai avem? Un pick-up. Ia uitați-l acolo jos. Fluiere, baticul pe care îl poartă acest manechin seamănă cu baticurile noastre din Maramureș și Bucovina. Uitați-vă puțin. Basma, da, serios că seamănă cu ale noastre foarte mult. Deci da, avem multe în comun cu acest popor. Aici ăsta este un cort al beduinilor. O să dormim și noi fix în aceste condiții în curând. Chiar astăzi am pus la cale câteva beduins. Și priviți, au și ei arta olăritului. Și un aspect important al acestui amfiteatru e acela că este construit într-o manieră în care soarele să nu-i deranjeze pe spectatori, indiferent de momentul zilei. Și acum, preț de 20 de minute, vom urca către Sita de la, deja am obosit. Dar, da, uitați, se vede foarte frumos o mică parte din orașul Aman, zona veche în special. De aici se vede foarte frumos amfiteatrul roman și eu îmi făcea o comparație. Această imagine îi amintește de Medellin, de Columbia, de favele. Seamănă pe alocuri, într-adevăr, modelul de construcție este același și, într-adevăr, acolo formele geografice erau asemănătoare. Urcăm aceste scări. Dar vreau să vă spun că e foarte mare mizerie aici. Foarte multe gunoaie, peturi și miroase îngrozitor. De ce? Mi se pare inadmisibil ca principala atracție turistică să te întâmpine astfel în oraș. Pisicile aristocrate, ia priviți. E plin amanul de pisici. Foarte multe. Mai danese. Nu sunt câini, sunt pisici. Chiar n-am văzut niciun cățel. Nu. Dar sunt frumoase foc. Un bilet de intrare în Citadela costă 3 dinare, adică 18 lei, 36 de lei. Foarte mult. Așadar, cumpărați-vă pasul și priviți ce imagine ne întâmpină aici. Uimitor de-a dreptul. La intrarea în Citadela aflăm câteva informații prețioase despre cele trei mari epoci ce au dominat Amanul și implicit Iordania, Rabat Aman, epoca persică, apoi Filadelfia, ocupația bizantină, ocupația romană și nabatiană și Aman, ultima perioadă importantă din viața acestui oraș. Foarte frumoasă priveliștea. Noi suntem acum pe cea mai înaltă colină a orașului Aman, situată la 850 de metri deasupra mării, Jebel al-Kaya se numește, și acesta este locul în care pe vremuri se afla regatul Amon, a cărui cetate de scaun era Rabat Aman. Citadela este înconjurată de un zid lung ce măsoară aproximativ 1700 de metri și a fost reconstruit de-a lungul timpului de mai multe ori. Sunt foarte multe de văzut în această zonă istorică, însă punctele de atracție principale sunt templul lui Hercule și palatul Umayyad. Imediat o să le explorăm și noi. Toate aceste artefacte, ce datează din epoca bronzului, demonstrează faptul că acest loc juca rol de fortăreață sau agora, piață publică, în urmă cu mii de ani. Și bineînțeles că noi am venit aici la apus pentru că am citit doar lucruri frumoase despre cele două momente principale ale zilei, răsăritul și apusul privit de pe Citadela. Și da, lumina este extraordinară, se vede în toată splendoarea lui orașul Aman. Toate clădirile au aceeași culoare, mine nu mai este albul acela pur, e un bej. De-a lungul timpului am mai suferit modificări și din cauza vremii, dar și a vremurilor, să spunem așa. Acesta este sistemul de canalizare ce datează din anul 730. Și uite că mi-am amintit de cetatea Alba Carolina, care la fel era foarte dezvoltată, tot datorită romanilor. Și
și avem în față cea mai cunoscută imagine a orașului Aman, templului Hercule, ridicat, bineînțeles, în cinstea zeului Hercules. Datează din anii 161-166. Scopul lui a fost acela de a fi vizibil din toate punctele importante ale orașului Aman. Este pentru prima oară când ne apropiem atât de mult de un artefact de genul acesta. De obicei nu ai voie să te apropii de ele, cel puțin... Să urci pe ele. Nu. Da, incredibil. Se pare că aici a fost descoperită o statuie din marmură a lui Hercule și sunt foarte multe detalii ce pot fi observate, sunt încă vizibile, dar nu s-au deteriorat de-a lungul timpului. Gata, trecem din perioada romană Philadelphia în perioada Aman. Aici probabil că se va schimba puțin peisajul și acum ne îndreptăm către una dintre părțile cele mai importante ale acestei citadele și anume Palatul Umayyad. Se pare că datează din secolul al VIII-lea, a rămas în picioare o singură clădire și anume cea în care erau întâmpinați și audiați vizitatorii regale. Aceasta e. Oare putem intra și noi? Haideți să vedem. Dar s-a conservat extrem de bine. Uitați-vă puțin pe pereți cum s-au păstrat aceste detalii. Bine, lumina este destul de proastă acum că a apus soarele între timp, dar da, e impresionant. Da, nu zici că te afli în Orientul Mijlociu. Nu, ai impresia că te afli în Roma. Uite că ne-am luat și porția de Imperiul Roman, da, Europa, astăzi. Da, această citadelă înseamnă influența celor trei perioade pe care vi le-am menționat la început, dar zona aceasta este cea mai nouă, să spunem, și este cea mai bine conservată. Vedeți că sunt foarte multe artefacte și au rămas încă în picioare. Este ora 5 fără un sfert și a apus soarele, deci se întunecă foarte repede, iar seara se cam lasă răcoare. Din ce am observat noi aseară, era destul de frig, erau 15 grade și ziua e plăcută, adică temperatura ideală. 25 de grade aproximativ, gândiți-vă că suntem în luna noiembrie. Și uite, dacă întorci puțin camera, Ion, în partea stângă se vede zona nouă a orașului, zgârie norii. Da. Gata, a sosit mâncarea mult așteptată, cea mai așteptată masă. Festin iordanian 100% și vegan, că nu cred că avem carne aici, dar miroase demențial și arată foarte bine. Miroase a usturoi, nu știu de unde, cred că de aici. Avem năut, nu cred că îmi dau eu seama. Hai să vedem. Thank you. Ai comandat tu Coca-Cola? Că eu n-am comandat. Ah, ok. Doamne, cum arată! De Coca-Cola în seara asta. Și da. Mâncă tot fără carne. Da. Un fel de fasole bătută cu mult ulei de măsline și mult usturoi. Nu mă așteptam la asta. Da, asta a venit din partea casei. Un fel de salată, mentă, roșii, celebrele chiftele vegetale din Năut. Seamănă oricum destul de mult cu mic dejunul de la hotel. Aici avem humus și aici cred că este iaurtul tot cu ulei de măsline.
foarte bună, e foarte gustoasă mâncarea lor. Și îmi place, da. Nu au desert aici, H&M se numește restaurantul și mulți dintre voi ne-a scris pe Instagram să venim aici să mâncăm. Și e destul de ieftină, vedem la sfârșit cât plătim, că nu avem bani. Nu avem cash? Avem cash, avem foarte puțin cash și nu se poate plăti cu cardul. Așadar, cine ține cu? Dacă voi înțelegeți nota de plată, vă dau un premiu, scrieți în comentarii că eu nu înțeleg absolut nimic. Da, a fost delicioasă, mâncarea n-am putut mânca tot, evident, pentru că porțile sunt mari și este sățioasă, chiar dacă este vegan. Am luat un ceai și ce vreau să zic, de fiecare dată când vii la restaurant în Iordania, îți pun această față de masă din plastic. În momentul în care pleci, ce rămâne în farfurie, aruncă în fața asta de masă, o strâng și o aruncă la gunoi. Foarte tare, nu m-aș fi gândit la așa ceva. Bine, e o chestie utilă, da, le ușurează lor activitatea și cumva e și igienic, știi că, na, nu mai stau ei să șteargă de fiecare dată masa, să așează plasticul acesta și gata, aia e. Sunt curioasă cât plătim. N-aș fi ghițit, eu am crezut că 11. 36 de lei am plătit pe această masă, multe feluri de mâncare și două băuturi. Se pare decent, mai ales că n-am terminat-o din farfurie. Am ajuns în raiul deserturilor. Hai să mâncăm cunafa, cel mai cunoscut desert din Iordania. Se stă la coadă aici, semn că treburile sunt bune. 8 lei, adică 4 lei porția. Hai să vedem ce gustare, că asta e foarte curios. România. Thank you. M-a întrebat de care vreau, de asta sau de asta. Zic că nu știu care e diferența între ele. Așadar ne-a dat una și una. Hai să vedem. Arată aproximativ la fel. Cred că e cu brânză. Dar textura e interesantă și culoarea. Brânză de vacă caramelizată. Foarte bună. Da, e din brânză de vacă, dar stratul ăsta de deasupra zici că e caramelizat. Al tău e sărat. Nu e dulce, Ion. Foarte bună. Mulțumim că ne-ați urmărit. Acesta a fost vlogul de astăzi. Mai avem baterie la cameră. Vă pupăm din Amman, Iordania și fiți pregătiți pentru că vor urma vloguri fabuloase.